Mergem mai departe, invităm în platou o mamă care se pregătește de începerea noului an școlar cu toți cei 5 copii ai săi. Este aici cu 3 din 3. Raluca, dacă vă aduceți aminte, a cântat la trupa Angel. O fată extraordinară, cu o voce incredibilă. Haideți să o poftim alături de noi. Salut copii și bine ați venit la emisiune. Bună ziua, știți că astăzi facem tabla mulțirii la emisiune? Cum ar fi, exact. Haideți să luăm un loc. Deci aici o avem pe Maria, 10 ani? Da. Maria, 10 ani. Stai să vedem ce mai avem aici. Anastasia. 6. Emilian, tu? 8 ani. Asta zic, și perfect. Maria, pentru că este ziua ta și pentru că ai făcut 10 ani și pentru că ai mai mulți frați, ți-a făcut un tort mare și am zis de ziua ta să ai un tort și să te bucuri de el. Uite, e pentru tine special. La mulți ani, să fii fericită și tot ce-ți dorești. Voi mai aveți încă 2 frați acasă, nu? Da, pe cei mai mari am lăsat acasă cu o doamnă. În curând trebuie să apară și soțul să-i preia. Serafin, vine câți ani are? Serafin 14 jumătate și Casian face 13 în curând. Și cum e viața, Raluca, cu cei 5 copii? Nu e ușor, îți dai seama, nu e ușor. Lumea spune despre mine că sunt mamă eroină, dar de fapt soțul meu drag este erou tata principal. Eroin. Da, tata eroină. Da, nu e ușor, dai seama. Și anul ăsta e primul an în care sunt toți 5 la școală? Toți 5 la școală, da. Fai da. Dec. Deci când pleacă toți la școală chiar e fericire. Pardon, copii, adică e liniște în casă. Rămân cu Casian, el învață după amiaza. Ah, ok. Și așa că nu prea am niciun moment de liniște absolută, da. Dar m-am învățat de 12 ani tot. Sunt învățată să fiu într-o continuă. Și stai un pic, adică să-mi dau seama, tu ai 5 grupuri de WhatsApp cu părinții? Da. Bă, băiatule. Deci la mine acolo e. Bă, băiatule. De deci telefonul tău îți are baterie o oră maximă. Da, da, da. Când începe școala. Stai seama, 5 grupuri de WhatsApp cu părinții pentru fiecare clasă. Nu-i mai încurci? Ai încurci, îți dai seama. Pe grupuri, nu mai știi puțin unde, mă, care e, de unde. Trec clasa a treia, clasa a patra, așa aia sunt. Trecute așa m-am trecut, da. Dar cred că e cel mai frumos când vezi că sunt toți veseli, că e bucurie în casa, asta e tot ce contează. Acum cumva s-au mai echilibrat lucrurile, nu mai sunt, știi, că atunci când erau micuți, eram într-un continuu somn, adică lipsă de somn. I-am și alăptat pe fiecare parte 2 anișori, una jumătate, 2 ani. Acum au mai crescut, sunt mai independenți. Acum mi se pare mai greu cu educația, cu... sunt alte, știi cum e vorba, probleme mici, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Da, nu sunt asta... probleme grave, dar normal, trebuie să fim tot timpul atenți la stările lor, la... au tot timpul tendința de a exagera anumite lucruri și trebuie tot timpul să fie acolo să-i echilibrezi cumva. Dar, de fapt... teoretic îi creștem noi pe ei, dar cumva creștem și noi prin ei. Deci ce vreau să te întreb, da. Mă gândesc, trebuie când să le faci mic dejun sau să le faci sandwich-ul la școală, cu cât timp te trezești înainte? Mamă, până faci uniformele pentru toți. Am noroc că păi e eu cu doi o iau prin razna câteodată. Știu, dar am noroc că e orașul micuț și suntem aproape, ne-am mutat acum, ne-am cumpărat recent în Braila. Apartament în Tulcea. Da, da, în Tulcea. Da. Și suntem aproape și de munca soțului și de școala copiilor și o luăm de multe ori pe jos. Pentru că facem doar 5 minute până la școală. Mai tot trebuie, vreme. Da, cam la 6 jumătate mă trezesc, fac pachetelul, calc grăinuțe, cam așa. Îi duce soțul și îi aduc eu. Anastasia, începi și tu școala luni? Bă, băiatule! Și faci, pregătită? Mhm. Ești pregătită? Vrei și tu? Vrei și tu să începi? Da. E curioasă să vadă. Poți să-mi spui ceva? Care te enervează cel mai mult dintre frații tăi? Sera și casă. Cei mari. Aia e mari, nu? Știi, ei sunt așa un grup foarte închegat. Emilian a crescut între ele și, nu știu. Ei trei, lasă să vorbim un pic. Emilian, haide să vorbim un pic. Hai, descoase-i tu. Ia zi, Emilian, ce faci? Cum ești? Bine. Tu cu cine te înțelegi cel mai bine? Cu Maria și Ana. Cu ele, adică? Cu ele. Și ceilalți aia mari? Sunt dușmanii, nu? Nu. Da. Și cu ei mă înțeleg. Sunt în altă echipă, în echipa adversă. Și cu ei mă înțeleg bine. Sunt frații mai mari. Da. Dar știi ce? Voi ați încercat să le faceți prank-uri? Da. Păi ce ați făcut? Trebuie să le faceți prank-uri. Să le puneți sare în apă sau în lapte. Să faceți tot felul de chestii. Adică să îi puneți la punct pe ea mari. Tu în ce clasă ești, Emilian? În a doua. În clasa a doua? Și aștept să înceapă școala? Da. Foarte frumos. Dar toți aveți ochii așa frumoși? Soțul are ochii albaștri și uite că s-au combinat. Ea are ochii verzi.
e albaștri. S-au combinat cu ai mei, știi? Nu s-au combinat cu ai tăi, sunt ochii lui, adică... Nu zic, ochișorii lor... Nu, ochișorii lor cumva... sunt ai soțului, adică e ok. Da? Ochișorii lor sunt ai soțului. Soțul are ochii albaștri, uite, Maria are ochii verzi. Da, ochii verzi ca ai mei care sunt căprui, adică... Bun, Anastasia, ești pregătită deci la școală? Ai luat uniformă? Ai uniformă? Acum se pune problema. Dacă să fie uniforme, dar știi ce vreau să te întreb? Ce sfaturi ți-au dat frații mai mari? Ți-au zis ceva? Da. Că mă iubesc. Asta e clar că te iubesc. Dar tema, tu trebuie să fii foarte diplomată. Să vezi cine te ajută să-ți faci temele. Mama ajută și mami și tati. Doar ei, nu frații. Și Maria. Și Maria. Maria, tu ce faci, Maria? În ce clasă ești acum? Clasa 3-a-4. Ține tu microfonul. În clasa 4-a... Iar e la valieră. Ai, la valieră, iartă-mă. După clasa 4-a, copii din clasa 4-a o să vezi voi la valieră, cum are ea. Da. Și la școală cum e? Fain, îmi place. Da? Serios? Da. Vrei să te duci mereu? Nu vrei să șchiulești? Nu. Înseamnă că te simți bine acolo și așa e frumos. Ce să fac, măruță, ți-am adus pe cei mai cuminți. Nu prea ai ce să scoți. Da, nu, știi cu ce cei doi, primii doi sunt mai... Știi ce? Așa, acolo e. Acolo. Dar știi ce vreau să vă întreb? Da. Voi nu vreți să cântați? Nu. Păi, dar voi știți că mama voastră are o voce senzațională? Da. Voi știți că i-a făcut parte dintr-o trupă? Știți trupa Angels? Da. V-a arătat? Da. Deci la voi doar Serafim cântă la chitară? Băiatul cel mare. Chitară, da. O să cânt și eu la pian. Emilian e cu păi fotbalul, Casian tot cu fotbalul și ea tot trage de mine să o înscriu la pian. Și perfect, să te duci la pian, nu? Tu cu cine ții? Cu Messi sau Ronaldo? Ronaldo. Eu. Si! Eu tot cu Ronaldo. Tot cu Ronaldo. Ronaldo și eu. Ronaldo? Uh-huh. Foarte bine. Să știți că mama asta e foarte talentată și dacă tot ați bătut drumul ăsta de la Tulcea la București, mă gândeam să facem în felul următor, să ne și cântăm mami. Sunteți de acord? Da. Da. Avem și videoclip, dar vreau să vă întreb, mai cântă prin casă? Da. Câteodată. Spune sincer, spun cântă? Câteodată. Și când cântă, ce zice tati? E frumos. Deci e frumos și zice, mai cântă, iubire, nu? Da. Asta e, bravo. Haideți să o vedem pe mami, era Luca, oameni buni. Da, tocmai ce am lansat o melodie nouă, se numește Doar Noi Doi. Este produsă de Republic Production. Videoclipul a fost filmat de Radu Bucura, căruia îi mulțumesc. E cel care se implică foarte mult în proiectul meu muzical actual. Iar numele de scenă este? Raluca Angel. Deci a rămas cu Angel, asta e frumos. Da, da, a rămas să și amintească lumea să deci, mă repereze. Vezi tu muzica aia, muzica e... Rămâne, da, uite că am ajuns să spun despre așa băieții că e un fel de șlager sau da. Un fel de... Hai, să ne cânte Raluca Angel. Oameni buni, o puteți căuta și pe YouTube. Voi copii rămâneți cu mine? Da. Rămâneți aici cu mine să vă mai povestesc ce trebuie să faceți în prima zi de școală, da? Anastasia, o să povestim imediat, deocamdată o ascultăm pe mami, da? Perfect, hai. De tot ce simt pașii mei.